Rolul muzicii în viața omului. Disciplina, religie, cultul ortodox. Clasa a 8-a. Bine v-am găsit, dragi elevi! Tot ceea ce ne înconjoară este muzică, o înlănțuire de sunete și vibrații cu un ritm variat. Ploaia, vuietul vântului sau al mării, susurul izvorului, freamătul frunzelor, ciripitul păsărilor. Viața tinerilor este ritmată de muzică. În clipul de astăzi vom vorbi despre rolul muzicii în viața omului și vom analiza asemănările și deosebirile între muzica laică, muzica religioasă și cântarea liturgică. Între cele 7 arte, muzica, prin frumusețea și armonia ei, are capacitatea de a mișca profund sufletul omului, având un rol terapeutic pe lângă cel estetic. Este importantă muzica pentru voi? Ce reprezintă pentru voi muzica? Foarte bine! Muzica este o formă de comunicare ce poate fi înțeleasă de oricine, indiferent de vârstă sau de cultura din care face parte. De câte feluri este muzica? Hai, dați câteva exemple. Da, aveți dreptate. Muzica poate fi laică sau religioasă, în funcție de sentimentele și stările sufletești pe care le exprimă. Există asemănări între muzica laică și cea religioasă, dar deosebiri. Așa este. Dacă ne referim la asemănări, cele două tipuri de muzică au în comun un mesaj transmis prin text, aduc în suflet emoții, sentimente, generează valori, atitudini și comportamente. Dacă ne referim la deosebirile dintre cele două tipuri de muzică, putem spune că muzica religioasă, spre deosebire de cea laică, are în centrul său permanent pe Dumnezeu și aduce în sufletul omului mângâiere. Ce teme ale muzicii laice preferați? Dați câteva exemple. Dacă ar fi să descrie muzica laică, aceasta abordează o gamă tematică foarte diversă, cum ar fi dragostea, suferința, nedreptatea, prietenia, natura. Se inspiră din viața de zi cu zi a oamenilor și este acompaniată de instrumente acustice sau electrice. Scopul principal este acela de a trezi o emoție celui care o ascultă. Muzica religioasă. Muzica religioasă exprimă legătura omului cu divinitatea, trăirile duhovnicești adânci ale sufletului, cum ar fi credința, bucuria rugăciunii, smerenia, pocăința, dragostea și dorul de Dumnezeu. Poate fi însoțită de instrumente acustice. Cântarea religioasă. Pe lângă aceste două tipuri de muzică, se distinge și cântarea religioasă pe care creștinii au folosit-o ca pe o formă a rugăciunii. Cântarea religioasă este de inspirație biblică, cum ar fi psalmii,
dar și de inspirație patristică, cum ar fi melodiile și imnurile liturgice create prin inspirația dumnezească de sfinții melozi și imnografi. Cântarea liturgică. Cântările religioase din cadrul cultului divin se numesc cântări liturgice sau bisericești. Acestea sunt folosite în cadrul slujbelor bisericești prin care, după modelul îngerilor, oamenii îl slăvesc și îl adoră pe Dumnezeu. Cu timpul, cântarea bisericească a primit denumirea de muzică psaltică. Muzica psaltică este liniștită și sobră, lipsită de elemente exterioare, are o notație specifică, exprimă adevărurile de credință ale bisericii, se cântă doar cu vocea. Să reținem. Muzica laică și cea religioasă pot transmite valori, atitudini și sentimente. Cântarea liturgică reprezintă o formă de preaslăvire a Sfintei Treimi după modelul Sfinților Îngeri. Prin muzică se pot exprima emoții și sentimente. Prin muzică se poate dezvolta atenția, sensibilitatea, imaginația, memoria și gândirea. Muzica religioasă este prilej de exprimare a evlaviei și de transmitere a învățăturii de credință. Exersăm și învățăm. Realizează comparația între muzica laică, muzica religioasă și cântarea liturgică pe baza următorului set de criterii date, privind atât asemănările cât și deosebirile. Sfatul cel bun. Cânta voi Domnului în toată viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Webografia imaginilor.